Stimați prieteni, bună dimineața! Iată, eu vreau să vă spun despre modul în care Ministerul de Interne al lui Jordan, trecut prin multe reforme, contactează cu cetățenii. Azi dimineață, în calitate de cetățean și consilier municipal, am intrat pe ușa centrală a Ministerului din Ștefan cel Mare, acolo o domniță cu pistol la șold. I-am spus ce am nevoie, am spus că solicit, vreau o întâlnire ori cu ministrul Jordan, ori cu multiplii lui consilieri pe marginea despredelului care se petrece acum la centrul sportiv Dinamo, unde Dinamo a vândut un lot de pământ pe care se antrenau cei care practică, sportivii care practică tragerea cu arcul. Și acest semnal de alarmă l-a tras chiar olimpicul Dan Olaru. Am vrut să discut pentru că chestiunea asta ține foarte și foarte mult de capii Ministerului de Interne. Domnița m-a trimis pe intrarea din strada armenească, m-am ridicat pe scări la etajul 2, îi explic altei domnițe cu pistol la șold ce vreau. Habar nu avea cum să reacționeze. Mi-a dat un telefon. La celălalt capăt al telefon se afla altă domnișoară pe nume Cristina Sârbu. I-am cerut procedura unde un consilier municipal poate să se întâlnească ori cu ministru, ori cu consilierii. Răspunsul a fost unul: nu pot să vă spun, dați-mi numărul de telefon, imediat revin. Iată, eu aștept în continuare să mă sune, nu mă mai sună. Iată ce înseamnă un minister de, nu știu cum să-l numesc, numai nu reformat, o instituție a statului care face orice, numai nu ca să comunice, ca să fie aproape de cetățeni. O să vă țin în continuare la curent dacă va fi o reacție din partea Ministerului de Interne. Pe curând!